Sute de militari americani și români au luat parte la ceremonia de deschidere a unui nou exercițiu multinațional, Black Sea Rotational Force, ce se desfășoară în zona Mării Negre și Balcani. Exercițiile comune dintre militari au drept scop creșterea nivelului de interoperabilitate pentru menținerea păcii. Ceremonia a marcat deschiderea exercițiului Black Sea Rotational Force 15.1 și predarea comenzii de către militarii Batalionului 2, Regimentul 2, Infanterie Marină, către omologii americani. Rotația este bianuală, iar schimbul se efectuează între pușcașii marini și marinarii pregătiți special pentru evenimente militare și situații de criză. În ultimele 6 luni, Batalionul 2, Regimentul 2, Infanterie Marină a organizat 8 exerciții majore și 31 de activități de tip mil-to-mil cu 13 țări partenere. The Romanian military forces is impressive. We were able to do the exact same training we do at home. Ne adaptăm foarte ușor, deoarece și noi ne pregătim la noi în țară, intens, avem destule aplicații la activ și nu ne este foarte greu să ne integrăm în exerciții, în parteneria cu forțele NATO. Pentru noul exercițiu au ajuns la baza din Mihail Kogălnicianu sute de militari care vor efectua antrenamente și activități specifice cu omologii din Bulgaria, Georgia, Letonia, Lituania, Marea Britanie și România. Activitățile de instruire se vor desfășura în Bulgaria, Georgia și România în vederea dezvoltării nivelului de interoperabilitate. We are excited with the ability to partner with the Romanian and other militaries here in Eastern Europe. We have not had a lot of experience with Eastern European forces, so we are very excited to have this opportunity. My expectations are to engage with the Romanian military. We're really excited for this opportunity, and I really want to see how Eastern European military forces, you know, train, prepare for things that we're going to be doing, because we're going to have to work with them, you know, while if anything happens. So it's a really good opportunity, and I'm excited for this. Black Sea Rotational Force este un exercițiu anual condus de Comandamentul Forțelor Infanteriei Marine Americane dislocate în Europa și Africa. Ceremonia a fost oficiată la baza militară din Mihail Kogălnicianu. De la eveniment nu au lipsit nici reprezentanții Uniunii Democrate a tătarilor turco-musulmani din România.